Ce bine ar fi să poți îngenunchea la picioarele lui Iisus de 75 de ani, El purtând însemnele vindecate și strălucitoare ale crucificării. Ce bine e să realizezi deodată că țigara, ceașca de cafea, scrumiera, fereastra sunt toate o revistă cu tristeți goale. Ce bine e când ești obosit și exaltat după o noapte de scris și insomnie să-ți dai seama că... gata, uite, a venit apocalipsa. Cum vine primăvara. Vezi tu, tu e tristețe. Cum să-i spun? Eu nu sunt decât ultimul și cel mai umil discipol al decesului meu. Nu merit nici tălpile încălțărilor lui să le sărut. Eu sunt doar justificarea lui în fața prietenilor mei și a familiei. Dar crede-mă, duduie cu coana apocalipsă. Numai așa am putut să fiu fericit. Și apoi, eu sunt român, iar noi, românii, când ne sună ceasul, suntem mai întotdeauna prinși asupra vieții ca hoții asupra faptului. La noi, în țară, exista o poliție specială și foarte bine pregătită în acest sens. Așa că, pe cei mai mulți, cum ne prăpădim, ne și îmbracă în zeghe și ne trimite departe, departe. Că doar tu știi că orice cimitir e în Siberia și nu cum crede tot românul la Paris. Și ca mai toate ale noastre și decesul românesc e tot o formă fără fond, un fals în acte publice. Mulți trebuie să se întoarcă printre noi și să muncească mai departe, disperați. Zi de zi, ceas după ceas. Iar masca noastră mortoar națională e o mască de aia de plastic pe care și-o pun bunicii de Crăciun ca să-și păcălească nepoții. Nu mai ține nici la un puș de clasa întâi. Dar noi ne prefacem că nu observăm și zicem, lasă-l bă, să facă pe mortul. În apocalipsă. Duduie tristețe. Prințesă. Metresă. Am obosit. Tot ce aș mai vrea acum e o solniță umplută cu sarea uscată din sudoarea femeilor pe care le-am iubit. Să stau așa și să mănânc pâine cu sare, după obicei. Apocalipsă? Hai pe la mine într-o seară. Bem o vodcă, vorbim prostii, fumăm o țigară. O să-ți placă. O să mai vii. Hai să întemeiem un cămin fericit. Să facem vreo 2-3 copii. Să-i vedem la casa lor, în Ierusalimul Ceresc. Apocalipsă? Te iubesc. Fusta ta e clopotul de la mitropolie și sună frumos duminica dimineața când dai din picioare și când
se adună lumea să aprindă câte o lumânare. 99 de zile ar sta copiii noștri îngenunchiați la tine în burtă. Numai să vrei să ne faci. Eu una o știu, și aia bună, că orice ar fi și orice s-ar întâmpla, încă de acum și în fiecare zi, peste preludiul și nocturna și răuitul meu bleg, în cupa WC-ului întotdeauna se revarsă simfonia noua, a 99-a oda bucuriei, a apei victorioase, proaspete, curățitoare. Cascadă strălucind.